doamnelor și domnilor, bună ziua! Astăzi vă salutăm în incinta parcului de trolebuse din Chișinău, de la evenimentul dedicat ceremoniei de donație a echipamentelor bactericide, achiziționate în cadrul proiectului Move It Like Lublin, finanțat de Uniunea Europeană. Salutăm prezența la eveniment a excelenței sale domnului Ianis Mazeic, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, prezența domnului Ion Ceban, primar general al municipiului Chișinău, cât și prezența domnului Maciej Kowalczyk, viceconsul ambasadei Poloniei în Republica Moldova. Totodată îi salutăm și pe jurnaliști și echipele de presă care au acceptat invitația de a fi alături de noi și pe care ne privesc online. Vă spunem tuturor bine ați venit! Activitatea de astăzi face parte dintr-un proiect mai amplu prin care Uniunea Europeană oferă suport pentru modernizarea sistemului transportului public al municipiului Chișinău. Proiectul Move It Like Lublin este implementat de către Primăria Municipiului Chișinău în parteneriat cu Primăria Orașului Lublin din Polonia, astfel încât cele mai bune practici europene ajung și la Chișinău datorită și împreună cu colegii din Lublin. În continuare, îl invităm pe excelența sa, domnul Ianis Mazeic, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, pentru a deschide evenimentul. Domnul ambasador ne va comunica mai multe despre situația Uniunii Europene și beneficiul cetățenilor Republicii Moldova, locuitorilor și oaspeților municipiului Chișinău. Domnule ambasador! Stimați primar general, domnul Ceban, stimați domnule viceconsul, stimați reprezentanți ai primăriei, colegi de la ambasada Poloniei, stimați oaspeți, it is my great pleasure to be present at today's event and to see the first results of such an ambitious project. Stimați domnule primar general, stimați domnule viceconsul al ambasadei Poloniei, stimați reprezentanți ai ambasadei Poloniei, stimați colegi și parteneri, îmi face mare plăcere să fiu prezent la evenimentul de astăzi și să văd primele rezultate a unui proiect atât de ambițios. Move It Like Lublin is a project designed to make the public transportation in the municipality of Chișinău more inclusive, safer, more resilient and sustainable. The European Union's contribution to this project consists of more than 3.3 billion euro grant. Acest proiect care se numește Move It Like Lublin este parte la o acțiune în spiritul Team Europe, care are menirea să unească statele membre ale Uniunii Europene pentru a face ca transportul public din municipiul Chișinău să devină mai sigur, mai inclusiv, mai rezilient și mai durabil, iar Uniunea Europeană la acest proiect este alcătuită dintr-un grant care se cifrează la peste 3,3 milioane de euro. And this is indeed a Team Europe project which is helping to improve the lives of the people. Și acesta este într-adevăr un proiect în spiritul Team Europe care este menit să îmbunătățească viețile oamenilor. In this particular case, I would like to particularly welcome the representative of the Polish embassy because this project is implemented in partnership with the city of Lublin, which is a city with well-developed public transportation system. Și în acest caz concret, vreau să salut pe reprezentantul și reprezentanții ambasadei Poloniei în Republica Moldova, deoarece acest proiect este implementat în parteneriat cu orașul Lublin din Polonia, un oraș cu un sistem de transport public bine dezvoltat. And I'm glad to see that transfer of knowledge is already being done and I'm looking forward to its impact on the people of Chișinău and the visitors. Sunt încântat să urmăresc cum se produce acest transfer de cunoștințe și de-abia aștept să văd impactul lui asupra cetățenilor și asupra oaspeților orașului Chișinău. When installed and functional both in Chișinău and in Lublin, the antibacterial air purifiers will increase the safety of people using buses and trolleybuses. În momentul în care vor fi instalate și vor deveni funcționale aceste recirculatoare bactericide, ele vor contribui la îmbunătățirea, asigurarea siguranței persoanelor care folosesc autobuzele și troleibuzele. And as we unfortunately see the alarming news of COVID-19 spreading again more in the Republic of Moldova, this will be a meaningful contribution to the health situation. Și deoarece, din păcate, vedem o nouă creștere și răspândire a virusului COVID-19, a pandemiei, acest echipament va deveni o contribuție valoroasă pentru Republica Moldova. And of course, we must also speak about the added value of using public transportation, because more people using public transportation means
less cars in the streets, which means less pollution. În afară de aceasta, trebuie să fim conștienți și de valoarea adăugată a transportului public, deoarece mai mulți oameni care folosesc transportul public înseamnă mai puține mașini pe drumuri și, în consecință, emisii mai mici poluții și o poluare mai mică. And in turn, reducing the emissions will help Republic of Moldova to align to the Green Deal agenda of the European Union and to contribute to a greener and safer European continent. Iar emisiile reduse vor ajuta Republica Moldova să se alinieze la agenda Green Deal a Uniunii Europene și să contribuie la crearea unui continent european mai ecologic și mai sigur. In the framework of this project, a series of measures are planned to make public transportation more efficient and more sustainable, such as model for traffic monitoring center, an urban mobility plan, and digitalization operations, such as e-ticketing and public transport web applications. În cadrul acestui proiect se planifică o serie de evenimente care vor contribui la constituirea unui sistem de transport public mai durabil și mai eficient, cum ar fi, de exemplu, crearea unui model de centru de monitorizare a traficului, dezvoltarea unui plan urban, digitalizarea anumitor operațiuni, anumitor procese, cum ar fi biletul electronic și dezvoltarea unei aplicații web pentru transportul public. And for this, the project is borrowing the best practices from across European cities, in particular Ljubljana. În acest context, proiectul împrumută cele mai bune practici din diferite orașe din Uniunea Europeană, în particular din orașul Ljubljana. The European Union is committed to support sustainable and inclusive development at local level. This is demonstrated by the extensive grant support the EU offers to local authorities across the country, and Chișinău, of course, is not an exception to this. Uniunea Europeană rămâne angajată să sprijine dezvoltarea durabilă și inclusivă la nivel local și acest lucru este demonstrat printr-un suport extins de granturi care sunt oferite de către Uniunea Europeană pentru autoritățile locale din întreaga țară și Chișinău nu este o excepție în acest sens. And of course, with the new candidate status, we're looking forward to Chișinău being even more modern European capital city. Și acum că Moldova a obținut acest nou statut de stat candidat, noi ne așteptăm ca Chișinău să devină un oraș încă și mai modern european. And I would like to thank also the implementers of the project. I would like to wish them all success in the further implementation of it. Vreau să mulțumesc mult implementatorilor acestui proiect și să le urez mult succes în continuare. So I'm sure that this equipment will very soon be properly installed, will be properly maintained, and citizens and the guests of Chișinău will benefit to the fullest extent from it. Sunt convins că acest echipament foarte curând va fi instalat, în afară de aceasta va fi întreținut în mod adecvat, iar cetățenii și oaspeții orașului Chișinău vor putea să beneficieze la maximum de acest echipament. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule ambasador! Apreciem suportul Uniunii Europene în vederea modernizării transportului public în Chișinău. Iar acum îl invit pe domnul Ion Ceban, primar general al municipiului Chișinău, pentru un cuvânt de salut. Primăria Chișinău valorifică grantul în valoare de 3.325.000 de euro oferit de Uniunea Europeană, astfel încât locuitorii Chișinăului să beneficieze de un sistem de transport inteligent, sigur, prietenos cu mediul ambient și atractiv pentru populație. Excelență, domnule ambasador, domnule viceconsul, stimați prieteni, stimați colegi de la primărie Chișinău, la parcul urban de autobuz de la Regie Transport Electric. Eu vreau în numele tuturor chișinăuienilor, în primul rând, să mulțumesc pentru această asistență Uniunii Europene, pentru acest proiect pe care urmează în continuare să-l implementăm cu orașul de la care învățăm foarte mult, de altfel este vorba despre Lublin în Polonia. Și, în general, în numele locuitorilor capitalei, pentru că aici avem peste 40% din toți cei care locuiesc în Republica Moldova, să vă mulțumim pentru alte multe proiecte frumoase pe care le derulează o autoritate sau alta cu suportul Uniunii Europene sau a țărilor membre a Uniunii Europene pe teritoriul Republicii Moldova. Sunt proiecte diferite, de la cele sociale, pe partea de infrastructură, pe partea de modernizarea diferitor segmente sau sectoare
și până la proiectele cu adevărat importante în multe alte domenii, începând cu justiția și terminând cu consolidarea capacităților autorităților. În ceea ce ține de acest proiect, vreau să vă spun că acele aproximativ 400 de unități care urmează să fie dotate în scurt timp sau să fie finalizate aceste instalații, sunt absolut binevenite, așa cum a remarcat și excelența sa, domnul ambasador, mai ales în contextul unui nou val COVID, care specialiștii ne spun că oricum bate la ușă. Și sperăm ca, odată fiind instalate, să diminueze din riscurile de infectare și eventual orice alte consecințe pentru sănătate care ar putea avea loc. Eu vreau să vă spun că noi investim foarte mult în ceea ce ține de modernizarea transportului public. Doar în anul precedent, 240 de unități au fost aduse la Chișinău, aceste autobuse moderne, conform tuturor standardelor, sau trolebuze pe care le aveam pe circuitele și în traficul din Chișinău. Aveți de asemenea perfectă dreptate, excelență, avem o creștere chiar în această perioadă, chiar dacă a fost schimbată politica tarifară, avem o creștere de practic 11% în ceea ce ține numărul de călătorii. De obicei scade în vară, la noi a crescut substanțial. Nu știm exact cărui fapt se datorează, că o fi prețul mare la carburanți sau că totuși oamenii aleg în timp transportul public, în timp o să aflăm, dar să știți că muncim foarte mult în această direcție, inclusiv în ceea ce ține de benzi dedicate, avem planificate realizarea unor coridoare, ca cei care alerg transportul public să poată ajunge mai repede, mai sigur la serviciu sau acolo unde se deplasează ei. Totodată, în ceea ce ține de partea de verde, pentru că ați menționat, vreau să mă aduc o dată în plus la cunoștință că noi avem o strategie și planul de acțiune Chișinău Oraș Verde și muncim în continuare la realizarea diferitor obiective din acest plan de acțiuni, de la cele legate de transport. Apropo, Chișinău în regiune are cea mai mare rețea de transport electric, ceea ce înseamnă transport eco în acest sens, dar vreau să știți că avem și alte multe proiecte ambițioase, cum ar fi reabilitarea albii râului Bâc, un proiect formidabil, după părerea mea, care urmează să starteze în scurt timp, în cazul în care va fi acceptat de către Consiliul Municipal Chișinău. Este vorba de readucere albii râului Bâc în conformitate cu toate standardele general acceptate, europene, internaționale, managementul deșeurilor, managementul stației de epurare și multe, multe alte proiecte pe care le realizăm sau sunt în plan ca să fie realizate. Vă mulțumesc mult și Polonii și Uniunii Europene ne mijlocit pentru această oportunitate și sper ca toate lucrurile pe care le facem împreună să aibă un impact de toate pozitiv asupra populației municipiului Chișinău și populației țării. Mulțumesc! Mulțumim mult, domnule primar. În continuare, îl invit pe domnul Maciej Kowalczyk, viceconsul din cadrul ambasadei Poloniei în Republica Moldova. Domnul Kowalczyk ne va oferi mai multe informații despre parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și Polonia, cât și asistența din partea Poloniei. Așadar, vă invităm să ne spuneți mai multe despre performanțele Poloniei și ce ar putea prelua Chișinăul pentru a deveni un oraș cu un sistem de transport public la fel de inteligent și prietenos ca multe orașe din Polonia. Mr. Ambassador, Mr. Mayor, dear partners, thank you very much for the invitation for today's event, which is one of many happening within the project of Move It Like Lublin. I'm happy because I participated also in the last one that took place in January, and I'm looking forward to participate in those that will come in the future. Today we're celebrating the fact that around 680 air purifiers were delivered and soon will be installed in your public transport cars here in Chișinău. The value of the project is around 80,000 euros. Mm-hmm. So
Stimat domnule ambasador, stimat domnule primar general a orașului Chișinău, stimați parteneri, stimați prieteni, sunt foarte fericit pentru faptul că m-ați invitat la acest eveniment de astăzi, care este doar unul dintre multiplele evenimente care s-au desfășurat în această perioadă. Am fost fericit să fiu prezent la evenimentul precedent din luna ianuarie și de-abia aștept să fiu prezent și la următoarele evenimente care se vor produce în viitor. Acest proiect ține de achiziționarea a 680 de recirculatoare bactericide care urmează să fie instalate în unitățile de transport public ale dumneavoastră, iar proiectul, valoarea proiectului se cifrează la peste 80.000 de euro. Those air purifiers will help us with the health situation, but they will also improve the quality of public transport in Chișinău. Aceste recirculatoare, aceste purificatoare, bactericide, ne vor ajuta să adresăm situația care ține de sănătatea publică, dar vor îmbunătăți concomitent și calitatea transportului public din Chișinău. As Mr. Ambassador and Mr. Mayor mentioned it before, this is part of modernization of public transport, which will bring better experience for all customers of it. Cum a menționat și domnul ambasador Adineaur și domnul primar general, acest proiect este parte la modernizarea sistemului public care va aduce beneficii pentru toți clienții transportului public. Including myself, because I really like using your public transportation. Inclusiv și vorbesc de mine însumi, fiindcă și mie îmi place mult să folosesc transportul public. So today we have an example of cooperation between European Union, the Republic of Poland, the municipalities of Chișinău and Lublin. Astăzi avem un exemplu de colaborare dintre Uniunea Europeană, Polonia, municipiile Chișinău și Lublin. And the results can be tangible for all people living and visiting in Chișinău. Și aceste rezultate vor fi tangibile pentru toată lumea care locuiește sau care vizitează orașul Chișinău. So once again, and thank you for the invitation and looking forward to participating in events like this in the future. Thank you. Încă o dată vă mulțumesc mult pentru invitație și de-abia aștept să particip în evenimente de așa gen și în viitor. Mulțumim! Vă mulțumim mult, domnule Kovalcic. Noi cu siguranță avem ce învăța și prelua bunele practici de la omologii noștri din Polonia pentru a crea și la Chișinău un sistem inteligent și eficient, dar în special un sistem de transport public care să ofere siguranță în contextul actualei pandemii, care are semne să revină și de care trebuie să ne protejăm. În continuare, îl invit pe șeful Direcției Generale Asistență Medicală și Socială din cadrul Primăriei Municipiului Chișinău, domnul Boris Gâlcă, pentru a ne spune și relata despre beneficiile echipamentelor prezentate astăzi pentru sănătatea și siguranța chișinăuienilor. Excelență, stimate domnule ambasador, stimate domnule consilier, stimate domnule primar, onorată asistență, eu mă bucur foarte mult că Uniunea Europeană aduce sănătatea la propriu în municipiul Chișinău. Dotarea transportului public cu reciclatoare de aer, cu aceste efect bactericid, este foarte, foarte important. Vreau să menționez că vă amintiți în perioada campaniei de vaccinare, unde Chișinău a avut cea mai frumoasă experiență și bună practică regională, cele două proiecte minunate de vaccinare în punctele mobile, pe un autobuz similar ca acesta, pe un troleibuz similar cu acesta. Noi am avut instalate asemenea echipamente și într-un fel le-am probat la propriu activitatea și impactul lor. Cu atât mai mult acum, deci în momentul când Chișinăul dispune de 240 practic de mijloace de transport nou, ecologic, este foarte important ca călătoria în transportul public să fie una în siguranță, să fie una deci protejată, și iată că acest proiect care îmi place foarte mult, în engleză sună Moving Like Lublin, foarte frumos, eu aș completa și vă rog să mă susțineți în extinderea denumirii acestui proiect Moving Like Chișinău, Moving Like EU. Cu siguranță acest slogan de fapt vine să alinieze transportul public din Chișinău la cele standarde europene
în primul rând, după cum spuneam, pentru protejarea sănătății călătorilor. Pe de altă parte, sunt foarte recunoscător orașului Lublin și implementatorul acestui proiect pentru dotarea și a unei ambulanțe, ambulanțe care face parte din parcul auto de la Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime. Acea ambulanță care transporta și cu regret acum din nou este implicată în transportarea pacienților COVID, fiindcă urmărim și noi dinamica, evoluția acestui nou val de COVID și pe de altă parte este un element foarte important tehnic de protejare a cadrelor medicale care activează și care prestează aceste servicii. Ori transportul public ecologic, în special transportul electric, în special motoarele cu Euro 5, Euro 6, așa cum sunt dotate aceste autobuze noi, procurate de primăria municipiului Chișinău, își aduc un impact absolut fenomenal în aspect ecologic pentru municipiul Chișinău. Sunt foarte bucuros pentru locuitorii municipiului Chișinău, sunt foarte bucuros pentru reușita acestui proiect și felicit din suflet echipa proiectului care a mers foarte consistent. Îmi aduc aminte câte ședințe tehnice, câte evaluări, câte împărtășiri pe bune practici ale orașului Lublin din Polonia le-am avut și mă bucur foarte mult că astăzi suntem la unul din evenimentele cele mai culminante în cadrul acestui proiect. Cu siguranță și în continuare vom realiza și vom depune toate eforturile ca populația din municipiul Chișinău să fie în condiții de siguranță, inclusiv în acest nou val de COVID, inclusiv prin călătoria zilnică în transportul public. Țin să mulțumesc în mod special delegației Uniunii Europene, domnului ambasador, pentru suportul irevocabil pentru realizarea acestui proiect, dar și pentru alte proiecte frumoase care sunt implementate de către primăria municipiului Chișinău cu susținerea delegației Uniunii Europene. Țin să mulțumesc foarte mult ambasadei Poloniei în Republica Moldova și colegilor din Lublin care ne-au împărtășit buna practică și de unde ne inspirăm și vă asigur că ne vom inspira în continuare și pe alte componente din acest proiect, dar și din alte inițiative. Avem o echipă de proiect pur și simplu excepțională și felicit pe toți partenerii, felicit echipa de proiect, dar în primul rând locuitorii municipiului Chișinău pentru o siguranță sporită în călătoriile cu transportul public. Felicitări, colegi! Mulțumim mult, domnule Gălcă! Așa cum menționasem mai devreme, astăzi are loc donația primului lot de recirculatoare bactericide achiziționate în cadrul proiectului We Move It Like Lublin, finanțat de către Uniunea Europeană. Iată aici puteți vedea cum arată unitățile de echipament și îl invit pe domnul Carauș Adrian, directorul companiei de producere a echipamentelor, să ne prezinte modul de funcționare, utilitatea și beneficiile recirculatoarelor bactericide achiziționate cu suportul Uniunii Europene. Bună ziua, stimată audiență! Vreau cu siguranță să vă afirm că acesta este unul dintre cele mai mari proiecte îndreptate spre contracararea multiplicării sau infectării populației în locuri restrânse și nemijlocit prin instalarea unor utilaje speciale care țin unul, îl vedeți la mine în mână, care absorbe aerul în zonele închise, unde nu este circuit de aer și este în locurile unde nu este circuitul de aer, spunem așa. Deja dacă vom trece nemijlocit în autocare, în troleibuză, voi demonstra practic.
dar la momentul dat avem un motor care absorbe aerul din zonele închise, îl trece prin lampe bactericide pe unda de 253 de nanometri și dezinfectând aerul, el eliberează înapoi în salon. Prin așa metodă, riscul de a se îmbolnăvi scade de la maxim la minimum posibil. Trebuie să ne dăm seama că circuitul de călători totuși este mare și nu tot timpul persoana stă într-un loc mai mult de 10 minute. Ceea ce pot spune privitor la locul instalării. Recirculatoarele de tip predestinate pentru dezinfectarea aerului se instalează la o înălțime de minim 2 metri dacă persoana se află în picioare. Iarăși dacă persoana se află pe scaun 1,60 m și dacă este culcat la pat la 1,20 m. Deci compania noastră a elaborat 14 modele numai de recirculatoare, ne mai vorbim și de alte utilaje, care au fost testate de curs de 2 ani în diferite spitale, așa că COVID-centri, 5 COVID-centri a Centrului Mamei și Copilului, au fost testate în CREPOR, Centrul Republican de Protezare, Centrul de Diagnostic Național, Transport Internațional, Transport de Taxi. Acum, imediat, am terminat testările pentru salvarii, mașinile autospeciale, pentru... Avem cerințe de la partenerii noștri de peste hotare din Uniunea Europeană pentru a începe un proiect similar pentru metropolitan, pentru metrouri. Avem cerințe de la partea foștilor țărilor CSI de a instala în transportul public ca utilaj de bază în dotarea fiecărui troleibus sau autobuz, adică în dependență de care este producerea lor. Ca o diferență, un utilaj de acesta nu permite în bază, deci e o cifră generică a 10 persoane care se infecteze între ei pe timpul durate de 10 minute în troleibus sau autobuz, de la o stație la alta. Aceste 10 persoane nimerind în spital de la minim 20.000 pentru un curs de tratament de la COVID-19 până la 50.000 de lei care statul ar trebui să achite. La momentul dat, ei s-ar finisa doar la costul utilajului care va fi instalat. Deci o economie și pentru țară și pentru persoanele care evaluează sau lucrează în statul acesta și achită contribuții. Din partea mea pot să vă spun una. Noi garantăm că utilajele date vor fi benefice și vor aduce un rezultat pozitiv pentru îmbunătățirea situației noastre cu COVID-19. Va fi primul pas în lupta din partea, spunem, comunității împreună cu primării cu recirculatoarele bactericide. Cer scuze, mersi mult. Vă mulțumim mult, domnul Caraoș, foarte explicit. Doamnelor și domnilor, pentru cei care ne urmăresc live, aici se încheie evenimentul online de astăzi, iar reprezentanții mass media care sunt prezenți în incinta parcului de troleibuse, îi invităm la discuții și un tur informativ. Vă mulțumim! Stimați jurnaliști, vă mulțumim că sunteți în continuare alături de noi și continuăm sesiunea cu întrebări și răspunsuri, în care, dacă aveți careva întrebări, vă rugăm să faceți un semn.